Când vrem să înființăm o cultură de arbuști fructiferi, în primul și în primul rând, când e posibil, când se poate ara, trebuie arat. Acum cartea spune că într-o cultură de arbuși fructifer, trebuie făcută o ecartare a solului undeva între 50 și 60 de centimetri adâncime. E aproape imposibil cine poate să o facă să o facă. Dar e aproape imposibil să ară la 60 de centimetri. Arat undeva 30-40 de centimetri. Dacă poate să facă acest lucru, poate să scarifice la 60, da? discuit bine, frezat, dacă necesită în urma analizei solului amendamente, administrat amendamente încorporate, după trasatul rândurilor și, bineînțeles, plantarea materialului săditor. Cu siguranță, din anul 2, sunt multe culturi înființate de noi care merg pe profit, pe profit destul de bunicel, care, ca și recomandare, să nu plece pe suprafețe foarte mari dacă n-au făcut asta, dacă nu sunt cât de cât cunoscători sau mai mulți experți și le-am spus tuturor, a plecați pe 4, 5, 6 mii de metri pătrați, după care încet, încet, de la an la an, vă extindeți, vă extindeți cu bagajul de clienți. Într-adevăr, există cerere pentru aceste fructe, dar fiind nou în piață, până îți faci legăturile, până e bine să pleci încet, încet și să te extinzi. Știm foarte bine, am mai discutat, din 2007 noi am plecat pe 8 de metri. Și tot așa am ajuns la 42 de de metri pătrați. Asta e sfatul meu. Acum, depinde de fiecare cât de mult vrea să... Știi că e o vorbă, te riști atât cât îți permiți. Da? Cât îți permiți să pierzi. Deci nu aș recomanda, pentru, nu aș recomanda datorită forței de muncă, datorită lucrărilor foarte complexe, și dacă ți-a scăpat de sub mână, s-ar putea să o pierzi. Așa, pleci cu o suprafață mai mică pentru a avea un control, un control și o satisfacție financiară, un 5-6 mii de metri pătrați cu fructe, cu plante care produc fructe, după care te extinzi încet, încet.